Sărbuna, doamnă, bună ziua domnilor, începe ședința de astăzi. Avem patru proiecte la ordinea de zi. Dacă în legătură cu aceste proiecte sunt ceva probleme, dacă nu se pun la vot ordinea de zi, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu 16 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani, numărul 156. Pe 335 din 30.10.2012, privind aprobarea depunerii proiectului crearea și dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a Municipiului Focșani și a cofinanțării cheltuielor legate de proiect. Inițiator primar inginer Trece Bambacinski. Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva probleme? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu 16 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Ar fi avut cuvinte despre acest proiect, ce presupune el și ce s-a aprobat astăzi. Înființarea celui de-al doilea adăpost de noapte, numit de noi Bahne Focșani, presupune mărirea capacității de găzduire a persoanelor care se află în dificultate și au această nevoie. Nu au locuințe, nu au familii, nu au aparținători și de cele mai multe ori se găsesc în stradă. Am primit, printr-un parteneriat încheiat cu primăria municipiului Focșani, un spațiu în suprafața de 116 de metri pătrați, în zona Bahne din Focșani, spațiu care trebuie reamenajat, dotat și care să capete funcționalitatea de adăpost de noapte, unde vor fi găzduiți oameni ai străzii, cu o capacitate de minim 20 de locuri, cu posibilitatea de extindere până la 30, ca și la proiectul pe care îl avem deja în derulare pe strada Albinei, adăpost de noapte Sfântul Nicolae cel Nou. Proiectul este finanțat deja sau urmează să... Nu. Proiectul nu este finanțat. Filiala de Cruce Roșie Vrancea a găsit o oportunitate de finanțare deschisă de către Ministerul Muncii și pentru că termenul este extrem de scurt, perioada de depunere a proiectului 19-22 noiembrie, am demarat toate studiile și am pregătit toate documentele tehnice și parteneriatele cerute de aceștia, astfel încât mâine să fim în măsură să depunem proiectul. Cu caracter proviziu poate fi funcțional începând de mâine, pentru că am luat niște măsuri de urgență și am creat un climat relativ optim, dar cazarea pe saltele, atunci când situația o impune, iar cu sprijinul Ministerului, dacă finanțează și consideră că este o nevoie reală pentru orașul și județul nostru, probabil că lucrările vor începe începând din anul viitor, în primăvara anului viitor. Deci în această iarnă... În această iarnă încercăm să facem față solicitărilor cu adăpostul de noapte existent, care funcționează, și cu acest de-al doilea adăpost de noapte în condiții deprovizorat sau în condiții provizorii.